foarte repede înainte. S-au spus aici prea multe lucruri importante, deci nu o să mă pot referi la toate. Eu cred că există un adevăr istoric. Aici, cumva, sunt de o părere diferită față de domnul profesor și de Teo. Problema este cum ajungi acolo. Și problema este că ar fi o capcană să crezi că îl deții, că ești deținătorul acestui adevăr istoric. Dar există, evident, un mod în care lucrurile acelea s-au întâmplat. Există un sens care dă rațiune acelor lucruri, care pot fi interpretate conform datelor, conform împrejurărilor. Dar mai interesant este dacă aplicăm această chestiune a adevărului în memoria traumatică despre care e vorba în roman. Pentru că în traume ar fi destul de tragic dacă nu ai avea dacă ai avea atâtea variante de adevăr, câte perspective și câte subiectivități sunt în joc. De exemplu, într-o memorie traumatică, cum este cea de care suferă Maria, e de tip nevrotic, în sensul în care există un eveniment fondator sau un eveniment crucial care dă naștere traumei, care poate să fie recuperat printr-un proces de introspecție și poate să fie înțeles. Pot să fie înlăturate anumite atribuiri false, poți să înțelegi motivația. Trauma nu va dispărea, adică experiența pe care ai trăit-o zeci de ani de zile, nu ai cum să o ștergi. Dar faptul că te clarifici, există această posibilitate. Unde nu există posibilitatea asta în traume? În psihoze. Acolo nu ai cum. De aceea, nici măcar nu este indicat, în momentul în care există o persoană care are o astfel de traumă, nu este indicat să faci psihoterapie cu el, nu este indicat să îl introduci în trecutul său. Pentru că nu există un început, nu există un sfârșit. Din această cauză, cumva, cred că discuția asta despre adevăr, traumă, memorie și posibilitatea de a ieși din traumă e importantă. Aici, cu istoria, mă rog, mai putem discuta. Însă, din punct de vedere istoric, revenind la istorie, există, aici am să citesc două chestii și mă opresc. Niciodată nu ai acces la adevărul întreg, se spune odată în roman, și nu ne amintim trecutul, ci îl construim. Perfect de acord. Și nu mă contrazic, dar n-am timp să intru în foarte multe detalii, nu pot să explic chestia asta. Da, e adevărat, construim adevărul istoric, nu trecem prin acele filtre colective, trecutul este mai mult o construcție și o proiecție decât un fel de bucată din trecut pe care o aducem în prezent. Dar dincolo de aceste lucruri, apropo de întrebarea de acolo, cum e posibil să facem rău, cum e posibil să-i traumatizăm pe ceilalți sau cum este posibil să ucidem pe alții? Este acolo o afirmație cheie a eroului masculin, e afirmația cheie după mine, nu-i de o profunzime mai mare personajului, dar cred că e afirmația cheie, oricum, oricând, oricare dintre noi poate să devină rău. Indiferent de valorile de la care te revendici, că ești pro-ure, că ești anti-ure, că ești creștin, că ești liberal, că ești feminist. Dacă nu ai această conștiință, părerea mea este că este foarte ușor să devii rău în orice situație care te încurajează să devii rău. Și aici ne dăm seama că această problemă a traumelor și a evenimentelor tragice din trecutul nostru ține și de o discuție despre bine și rău. Legate de natura umană, mă rog, folosesc termenul convențional, nu îi dau aici un sens esențialist. Cum devenim răi? Cum suntem buni? Cât suntem de responsabili pentru cât suntem de buni și pentru cât suntem de răi? Și cât contează situația în care ne aflăm? Avem o șansă ceva mai mare să nu devenim răi dacă conștientizăm exact acest lucru, că oricum, oricând, oricare dintre noi, în orice moment, poate să devină ori, indiferent de valorile de la care se revendică, indiferent de crezul pe care îl are. Și poate că dacă am avea această conștiință, am avea o șansă ceva mai mare chiar să nu devenim astfel atunci când situația ne pune la încercare și pot fi diverse situații care ne pun la încercare. Și în fine, ca să dau deja ștafeta, să știți că apropo de raportul între cercetători și obiectul de cercetat, și sociologii este oameni și ei pot dezvolta raportul destul de emoțional cu obiectul de cercetat. Există chiar
curente în cercetare care spun că tocmai că este bine să te pui cumva în papucii lui, ca să zic așa, că este bine să trăiești exact în viața lui ca să înțelegi mai multe din ceea ce se întâmplă și să poți să înțelegi și din perspectiva subiectului pe care îl cercetezi ce anume vrei să... adevărul în care acesta trăiește, ca să spun așa. Bine, mulțumesc. Deja trebuie să închei că... Trei cuvinte doar, că n-am apucat să spun numele și complet din minte. Această idee de a deveni rău, eu am văzut-o, perceput-o și din acest roman și din alte texte, ca nu o devenire bruscă de la o zi la alta, ci ca o acumulare, ca o obișnuință de-a lungul anilor, pas cu pas, în timp.